Bine v-am găsit, dragilor, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, iar astăzi, la Poveste de Campioni, eu și colegul meu Ionel Luțan l-am luat pe invitatul nostru direct de la antrenament, direct pe terenul celor de la FC Voluntari, Vadim Raț, alături de noi. Bună, Vadim, bine ai venit pe la noi! Bine v-am găsit, bună seara! Ionel, astăzi, din nou, scoatem la înaintare toate întrebările, toate amintirile, pentru că ne-a mărturisit Vadim Rață înainte de emisiune că n-ai mai stat de mult, nu-i așa, la povești din copilărie și până acum cu cineva, așa că am zis să treci pe la noi. Și atenție, Alice și Vadim, am luat așa în ordinea apostolilor, a fost aici Mihai Popa, tânărul internațional de la FC Voluntari, am ajuns la linia de fund, nu? Igor Armaș, prezent săptămâna trecută, acum îl avem pe Vadim Rață, mijlocașul central, cu cifre foarte bune și va trebui să găsim pentru etapa viitoare un atacant. Așa o să facem în cazul acesta și după aia reluăm posturile și vedem cine ne lipsește, nu-i așa? Vadim, să știi că la Poveste de Campion noi chiar o luăm cu începutul și sunt foarte curioasă să știu de unde a pornit pasiunea ta pentru fotbal. Cine ți-a însuflat-o sau poate ai avut un exemplu chiar și apropiat? Da, am avut exemplu apropiat. Sunt părinții mei. Tatăl a jucat fotbal și mama la fel a jucat fotbal până la momentul când a rămas însărcinată cu mine. După aia vă dați seama că n-am mai putut continua. Dar și ea a practicat și este iubitoare foarte mare de fotbal. Așa că asta mi s-a transmis din generație în generație, să zic eu. Primii antrenori, Vadim, în familie, deci. Primii antrenori au fost în familie, fără doar și poate. Cea mai mare critică a meu, cred că e mama. Ea tot timpul mă critică și mă ajută când am nevoie. Cel mai important critic, de altfel, pentru că știi 100% că e sinceră. Da, să știți că e mai bine să auzi o critică de la mamă decât de la altcineva, de la un străin. Corect, dar în momentul în care te-ai apucat de fotbal, îți aduce aminte când a fost acest moment? Sau din momentul în care ai început să faci primii pași, ai făcut primii pași cu mingea înainte? Nu pot să-mi aduc aminte de primii pași. Pe mama trebuie să o sunăm ca să o întrebăm. Pe mama, dar de la 3-4 ani știu că jucam deja în curtea școlii cu băieții prin ograda casei, adică de mic copil mi-a plăcut fotbalul și la vârsta de 7 ani deja am hotărât că e nevoie să fac un pas înainte și să zic eu să trec la un nivel profesionist. Aveam, Vadim, deja echipa străzii într-o primă fază, nu toți se reuneau la tine acasă, în curte acolo, echipa străzii era cea mai importantă în momentul ăla. Și de acolo se vedea care poate să meargă mai departe, nu? Pe calea performanței. Așa este, acolo și vreau să vă zic sincer, am avut... Chiar și în curtea străzii am avut băieți foarte talentați, păcat de unii că s-au pierdut pe drumul ăsta, dar a fost băieți foarte talentați. Cred că și asta m-a ajutat foarte mult să cresc ca nivel personal. Sunt foarte curioasă dacă la acea vârstă, clar copii fiind, mai făceați și câte o pățanie, mai spărgeam un geam, mai deranjam o vecină. Vă dați seama că se întâmpla? Vecinii era prima problemă pentru noi. A doua problemă era faza că unde locuiam eu era un iaz în apropiere. Și ce se întâmplă? Se ducea mingea direct în iaz. Și vreau să știu dacă te-ai dus vreodată să o recuperezi. Clar că... Și părinții știau? Aveam decât o minge. Nu știau că dacă venea ca să dădea bătaie. Și eu mă gândeam că aveam mai multe mingi, totuși dacă apa o ducea pe calea ei, nu. Deci trebuia recuperată acea minge. Dacă nu găseai mingea... Aruncam cu pietre... Să vină la margine, mingei, așa, ca să da. Fie mai la margine, să putem să o recuperăm. Aveai tactică, Vadim, de atunci. Aveai intuiție foarte bună. Da, strategie. Strategie. Da. Putea să se antreneze pentru un ceva, pentru un diatlon. Știi că sunt probele acelea de alegi întâi pe uscat, după aia pe nisip, după aia în not. Alice, că dacă deja era la o vârstă mai înaintată și nu mai avea mingea, făceam pregătire fizică. E bine, la vârsta lui atunci trebuia neapărat mingea, că fără minge nu puteai să faci nimic. Da. Și cum se nasc niște strategii. Da, asta vă dați seama că era și 24 de ani în urmă, adică eram o minge pe toată, la toți băieții, nu aveam. Prețuiam mingea. Cine avea minge era bine văzut atunci. Da, păi asta e și faza, că o aveam eu. Și nu puteam să plec acasă fără ea. Că aia era, atât trebuia să se întâmple asta. Era ultimul stingea lumina, tu, adică... Și cel care ieșea cu mingea era cel care făcea echipele, nu? Așa e, de obicei așa e. Deci alegea cei mai buni colegi, clar. Nu făceam așa, de obicei îmi plăcea să joc cu colegii ăștia care știau mai puțin fotbal, pentru că îmi plăcea să înfrunt un adversar mai puternic. Sau să fii tu cel mai bun în echipa ta. Sau așa. Foarte ambițios, foarte ambițios, Vadim. Dar când ai spus că undeva în jurul vârstei de 7 ani, oarecum poate și părinții te-au susținut și au spus că trebuie să fie ceva mai serios, trebuie să începi să ai o rutină zilnică, să te obișnuiești într-un anumit ritm. Îți aduce aminte cam cum a început perioada aceea? Da, perfect, mi-aduc aminte.
La momentul dat s-a deschis o școală nouă de fotbal, clubul sportiv de tineret și juniori, Buiucani se numea, și era în apropiere de casa mea. Bine, apropiere, făceam până la antrenament 30 de minute pe jos. De la deci un pre-antrenament. Până, da, de la antrenament și până la antrenament. Și atunci mama a văzut, și cu tata, nu mai țin minte, au văzut că adun copii. Și am hotărât să merg și eu acolo și uite așa primul meu pas a fost. Da, până la urmă, Vadim, știi că noi întrebăm pe toți invitații noștri. Tu acum ești consacrat ca mijlocaș central, Bașion care dă și goluri. Dar atunci, pe ce post ai început? Sau erai pe orice post? Nu conta. Ghiciți. Portar. Portar. Bravo. Nu? Nu știu de ce, dar mi se pare că toată lumea care se așează pe acest scaun, Ionel, avem o oarecare rutină. Și Ionel întreabă, păi și pe ce post ai început? Ai fost dintotdeauna așa? Și absolut toată lumea ne spune, portar. Portar, așa e. Toată lumea ne spune. Cred că când ești copil îți place să te arunci așa după minge. Să... Deci tu puteai să joci orice, că era mingea ta. Adică dacă spunea cineva... Dincolo la... Acolo, da, nu. Deja nu era. A, aici a legitimat, aici a făcut organizat. Deși fizicul nu era chiar așa de important. Nu era fizicul și mulțumesc primul meu antrenor, pentru că la un moment dat a zis, Vadim, ești faci bine treaba, dar ești mai bine de acolo, că nu ai înălțimea potrivită ca să fii portar. Și am intrat în teren. Ai avut și un moment în care poate ai fost contrariat? Nu, eu aici vreau, aici îmi place sau mai ok, hai să încerc să văd în joacă fiind, pentru că mă gândesc că la 7-8 ani doar în joacă se fac anumite lucruri. Nu, sincer să fiu, am fost de acord direct cu antrenorul, pentru că am văzut și părinții mei nu sunt de o statură foarte înaltă și eu chiar la 7 ani deja aveam gândul ca să ajung undeva la un nivel înalt și de-aia am hotărât că trebuie să schimb ceva dacă vreau să îmi reușească asta. Da, eu mă și gândesc, Vadim, părinții erau principalii tăi aliați și de fiecare dată, în special când ai o vârstă foarte mică, părinții vor să vadă copilul că dă goluri. Tu ai început ca portar, adică, totuși. Eu, sincer să fiu, acum, ultima perioadă, da, multe goluri, așa, pe teren sunt mai mult un luptător decât un goleador. Acum, da, dar când erai mic, totuși părinții vor să vadă copilul că da, marchează. Ești cel mai bun dacă dai gol. Așa este, dar nu ți-mi minte. Tu erai cel mai bun dacă nu luai gol. Da, eu nu ți-mi minte să fi avut eu așa o foame de goluri chiar când eram copil, nu știu, plângeam, țin minte că plângeam foarte tare și de fiecare dată când ne luam bătaie, când pierdea echipa mea, dar să dau eu goluri, cred că nu era în cazul meu. Îți aduci aminte de vreun meci de când erai copil și părinții tăi din tribună să fie acolo cei mai mari susținători sau să se supere sau cum mai sunt? Am mai văzut situații în care cei drept la toate meciurile mamele sunt cele mai supărate, cele mai nervoase. Doamne ferește să fii arbitru și să faci ceva în dezavantajul echipei copiilor, că nu te văd bine. Da. Așa este, la grupa care am avut-o noi s-a format așa un colectiv foarte frumos și între părinți și între copii. Și deci la meciurile noastre veneau toți, absolut toți părinții, începând mama, tată, bunei, bunici. Era un grup foarte mare de susținători. După meciuri mergeam toți împreună undeva la o cafenea sau era un parc alături, mergeam la o înghețată. Țin minte foarte bine lucrurile astea. Da, și cum a zis și voi, și taicul și mama, tot timpul țipau de pe margine. Îi auzeai mai tare pe ei decât pe antrenor? Pe antrenor, da, și acum înțeleg că e o mare greșeală, dar în schimb atunci ce? Era vesel, era frumos. Dar dânsul, antrenorul, la un moment dat spunea, domnilor, vă rog frumos, lăsați copilul, nu vă mai băgați, nu mai strigați, că mai mult îl încurcați. Probabil vorbea el cu ei, dar... Dar degeaba. Da. Dați seama, adrenalina când copilul tău joacă e mult mai mare decât... Dar, într-o fel, Vadim, la tine era și mai complicat, pentru că dacă nu jucai bine, începuse deja să o faci în mod organizat. Primul era antrenor, ajungeai acasă, altă ședință, tatăl și mama. Da, așa ședință este. Tehnică de-a dreptul, pentru că dacă mai spune, ok, mamele sunt foarte agitate, tații sunt foarte agitați pe margine, dacă nu fac parte din, și n-au făcut niciodată parte din acest sport, dar mai ales în cazul tău când spui că amândoi au făcut parte și n-am putut să nu remarc faptul că spuneai de mama ta că a jucat fotbal, un lucru care la noi a ajuns foarte târziu. Foarte târziu, da, din punctul să știți, meu de vedere. Eu și eu am fost puțin uimit când mi-a zis. Pentru că, îți dai seama, când eram un copil mic, nu îmi dădeam seama, nu înțelegeam. După aia, când am avut o vârstă mai mare, deja ea mi-a zis că am jucat și eu fotbal și foarte tare iubeam. Mi-a povestit istoria ei, să zic așa, mai pe scurt. Și am rămas uimit, pentru că nu cam erau echipe de fotbal pe atunci. Și ea juca, vă dați seama, la un nivel din ăsta... De amator, oarecum. Amator, da. Dar dorința asta și dragostea asta față de fotbal nu a împiedicat-o să își facă.
Și acum văd că se fac tot mai mult pentru fete ca să joace și văd că sunt foarte multe. Am fost și la un antrenament la zânele noastre de la FC Voluntari. Da, sunt foarte, foarte ambiționate fetele și vor să facă performanță, ce mă bucură și mă uimește. Dar la tine, Vadim, era o situație fericită pentru că tu atunci când făceai pasul către performanță, te consultai cu părinții care știau din fericire despre ce e vorba, nu? Și era mai ușor pentru tine, pentru voi, să alegeți ceea ce trebuie pentru tine, nu? Da, era mai ușor. Tot timpul am fost îndrumat de ei. După aia am avut noroc și de prietenii care m-au înconjurat, pentru că foști fotbaliști, nu știu, eu de exemplu, am avut tot timpul prieteni cu o vârstă mult mai mare ca mine și tot timpul am avut o susținere de la ei și o îndrumare din partea lor, cum să mă pregătesc de meciuri, cum să, nu știu, alimentare, absolut tot ce e legat de sală de forță și restul. De asta deja vine mai aproape de o vârstă profesională. A trecut un pic timpul și bineînțeles că în paralel cu fotbalul trebuia să ții și școala, pentru că asta e, trebuie să facem și sunt convinsă că și părinții au avut un cuvânt greu de spus în ceea ce înseamnă școala și vreau să știu cum a fost pentru tine această paralelă, pentru că avem atât de multe opinii împărțite. Pentru unii a fost mai simplu, unii alegeau să mai dea și skip, să mai zică, lasă că mă duc, mai fac încă două, trei antrenamente. Până în clasa 8-a sau chiar a 9-a am învățat foarte bine, am fost și la Olimpiada de chimie. Foarte greu, foarte greu. Da. Am fugit de chimie. Și odată ce am prins prima echipă la Sheriff Tiraspol, am zis că gata, nu mai am nevoie de carte. Dar sunt acolo de chimie. Da. Chimia pe gazon trebuie. A zis că nu mă ajută chimia să fac bani și am hotărât că am dat școala, din păcate, pe planul 2, ceea ce nu e corect și nu sfătui. Dar uite, Vadim, spuneam de prima ta echipă că nu pașii am parcurs deja de la copilărie, din curtea casei tale de acolo, deja la prima echipă, unde, la ce vârstă ai ajuns acolo? Ai debutat destul de devreme ca senior, Vadim? Am plecat, ca să nu sărim așa repede, am plecat de la 13 ani de la clubul ăsta de copii la care am fost eu. Am plecat la Sheriff Tiraspol, ne-au luat 7 băieți ei. Țin minte că au achitat și o sumă bunicică de bani pe atunci, în jur de 10.000 de euro. Și am plecat acolo și stăteam la Academie, la Academie Sheriff Tiraspol, Academie de Copii. Care am auzit că era la superlativ, Vadim Rață. Nu? Condițiile erau? Condițiile, deci n-am văzut deocamdată așa condiții cum au fost acolo. Și vorbim de acum ceva ani, adică nu vorbim de acum 2-3 ani. Da, era 10-15 ani în urmă. Da, 15 ani în urmă. A trecut ceva timp, deci condițiile, nu știu, nu știu dacă sunt în Europa așa condiții, n-am reușit să văd foarte multă echipă dinăuntru, dar ce am văzut în România e departe de ce e la Sheriff Tiraspol, foarte multe stadioane pentru copii, pentru juniori, absolut tot ce e nevoie, începând de la alimentație, școală, au grijă de tot. Școală, tot, te duci cu autocarul la școală, te ia cu autocarul de la școală, absolut tot, deci decât să joci fotbal, asta e nevoie și atât. Foarte important și mai ales pentru un copil la o vârstă atât de fragedă, cum ai privit plecarea asta de acasă? Foarte grea, am și o istorie, da, cu chestia asta, am plecat acolo, am stat o zi, două, plângeam. Și părinții mei îmi duceau dorul și au venit și m-au luat acasă. Au zis că nu, noi nu o să putem fără tine, pentru că eu sunt singurul la părinți. Și am stat o săptămână acasă și nu știu, cred că tot ei au jertfit, pentru că au înțeles că e important pentru mine. Și peste o săptămână m-au trimis înapoi așa, prin lacrimi, prin tot. Și deja am rămas acolo până la vârsta de 21 de ani. Acolo ai și debutat la echipa de senior, nu? Da, la 17 ani. Așa de vreme, totuși, Vadim Rață, și era o echipă destul de puternică acolo, nu? Da, din grupul ăsta de copii care a plecat alături de tine, au mai fost și alții care au făcut pasul atât de rapid sau tu erai un fel de lider deja al lor? Nu, au fost chiar doi băieți care au făcut pasul mai rapid ca mine din grupul care am plecat noi, dar până la urmă am rămas decât eu. Da, mulți, din păcate, mulți băieți talentați n-au mai reușit să țină pasul cu asta și îmi pare rău pentru ei, pentru că și în ziua de azi prietenim, dar ei s-au deja își trăiesc altă viață. Voiam să te întreb cum a fost, până la urmă, sentimentul ăsta de a ajunge la o vârstă destul de fragedă, să-ți se acorde încredere că poți să intri la prima echipă și să fii deja printre cei maturi, să le spunem, cu ghilimele. Da, problema e că ți-a oferit încredere ca să intri în prima echipă între maturi, dar mai departe nu am avut parte de susținere, din păcate. Nu știu ce se întâmplă acolo la Sheriff Tiraspol, dacă am... N-ai simțit că ai avut parte de susținerea necesară? Nu, da, e o întrebare la care nu am răspuns, nu înțeleg de ce. Mi-am făcut bine, zic eu,
pentru un copil de 17 ani plecat de acasă, mi-a făcut bine treaba, dar... Nu prea jucai. Sau... jucai, nu? Am jucat, am devenit și campion cu ei și am jucat în 20 și ceva de meciuri în campionatul ăla. Deci, să înțelegeți, e o cifră destul de bună. Da, clar, da. La început era foarte bine. Da, și după aia, campionatul următor, nu am mai jucat niciun meci. S-a schimbat antrenorul? S-a întâmplat ceva? Nu s-a schimbat antrenorul, cred că s-o fi schimbat ceva. Ei pun mai mult, să zic eu, mai mult bază pe legionieri, pe jucători care vin deja formați decât pe proprii copii și nu mai înțeleg atunci rostul la toate condițiile care le fac ei pentru copiii de acolo. Poate a fost ceva despre care, cine știe, poate o să afli răspunsul la această întrebare când te vei reîntâlni, poate cu cei din colegi, din staff, că știi poate. Cum mai sunt și alte motive pe care poate nu le cunoaștem, nu? Poate. Directorul general acum va juca cu mine în echipă, când eram eu acolo, eram colegi de echipă. Poate spune acum. Poate îmi spune poate acum. Afla ce s-a întâmplat. Da. Cum a fost după aceea parcursul tău ca să ai început să schimbi echipele, dar tot în Republica Moldova, dar din câte știu eu, la 17 ani ai debutat și pentru echipa națională. Da, noi cu echipa Under 21 am făcut un campionat a Europei foarte bun pentru Republica Moldova, am acumulat 21 de puncte, am luat locul 3 în grupa noastră și atunci antrenorul care a fost la Under 21 a promovat cel la echipa națională și a hotărât să ne ia 2-3 jucători de la echipa de tineret la echipa națională. Cum s-a făcut și la Mirela Rădoi, nu? Da, la Rădoi, așa a făcut și el, a procedat. Și tu nu puteai lipsi, Vadim Rață, că erai deja un om de bază. Da, jucam la Șerif, jucam ok, așa am primit și eu o șansă și am jucat în meciul cu, dacă nu greșesc, chiar cu România. Am ieșit pe 20 de minute cu Naționala României, în Turcia, un meci amical și cu Kazakhstan, la fel. Vreo realizare în meciul ăla, ți-aduce aminte? Un șut, o pasă, ceva? Cât ai jucat acolo? Nu mi-aduc aminte bine meciul, dar cred că am luat bătaie 1 sau 2-0. Ai păstrat tricou, Vadim, atunci la debut, că evenimentul de genul ăsta nu se uită, nu? Da, până acum stă la mine tata, păstrează toate tricourile mele, așa că el le ține acolo la... Să-și deschidă un muzeu la un moment dat. Da, să deschidem, să facem ceva. Și mai are de adunat, Vadim Rață, destule tricouri. Mai e timp, clar. Dar cum au primit părinții tăi vestea că ești selecționat pentru echipa națională? Da, nu mai țin minte, sincer să fiu, dar vă dați seama că e o mândrie și o bucurie. Am vorbit cu ei și m-a felicitat. Deci ei, de la vârsta când eram eu copil mic până și acum, urmăresc toate meciurile mele. Deci, nu știu dacă au scăpat bine mai scăp meci mai asta, dar majoritatea meciurilor ei sunt alături de mine de acolo, ori din fața televizorului, ori din tribune, dacă au posibilitate. Așa că ei tot timpul sunt foarte bucuroși pentru mine și... Cel mai important lucru, Vadim, dacă ai pierdut o fază importantă, mama, minutul 30, ce am făcut atunci? Te rog frumos să deschizi televizorul, să iei caseta, să vedem împreună. Asta voiam să spun că am trecut totul și au trecut ani, dar dacă încă mai eram la nivelul de a înregistra totul pe video și pe celebrele casete beta, păi cred că ce era la părinții lui Vadim acasă, cred că uite așa erau puse pe categorii. Da, avea tata un din ăsta cu... care înregistra și mai făcea el videouri, dar cred că s-au pierdut toate, nu știu din ce cauză, că am avut o mutare dintr-o casă în alta și probabil atunci că nu le-am mai găsit, din păcate. Lasă că nu e nicio problemă, acum merge totul pe cloud frumos, n-ai cum să mai ratezi acum ceva, poți să mergi acasă de sărbători și în loc de celebra masă să ai frumos tot ce s-a făcut bine și tot ce s-a greșit în sezonul anterior. Dar povestește-mi un pic de poate cea mai dragă amintire a ta din perioada în care erai în continuare în Republica Moldova, până să ajungi în România. Da, grea întrebare, mai surprins puțin. Nu știu, am avut clipe foarte frumoase cu tot ce e legat de fotbal, adică câștigarea campionatului cu Șerif Tiraspol, câștigarea cupei cu Milsami Orhei, care nu era, vă dați seama că Șerif Tiraspol e favorită peste tot și în orice competiție, adică și noi cu Milsami Orhei am câștigat cupa, a fost ceva surprinzător pentru toată lumea și foarte plăcut pentru noi. Petrecere, Vadim, petrecere? Da, petrecere după asta. Cât a ținut? Petrecere. Până dimineață, ca cum e normal. Și ce petreceri se fac în Republica Moldova și ce bună e mâncarea și ce voie bună. Și toată lumea a plecat pe picioare, Vadim, totuși. Da, vă dați seama. Că pe picioarele lui sau pe picioarele al cuiva? Acum, da, pe picioare. Într-un fel. Hai să nu... De ce să ne dăm după colț când adevărul uite? De genul ăsta de bucurie, măcar atunci trebuie respectate, pentru că nu sunt foarte multe. Tradiția, de fotbal, tradiția. Eu susțin genul ăsta de... Deci am fost de acord, nu s-a întâmplat nimic cu amenzi, cu nimic. Nu.
așa, ușor, o șampanie, un... Nu știu, cumva, iartă-mă, cumva a fost creșterea. Da. Că discutam șampanie, înainte, vin, exact. O mâncare gustoasă, bancuri. Și prima, și prima. Și prima, asta, asta era importantă. Da, asta e important. Veneau oamenii, hai un par de șampanie, mai punem ceva, un fel de mâncare, dar așteptările, cardul. Da. Cardul, banii, banii, important, lucru important. Cum a, chiar așa, cum te-ai simțit prima dată când ai, când ai văzut că începi să câștigi proprii tăi bani? Mândru, mândru de mine. Asta a fost la vârsta de... Bine, când m-am plecat la Shift Raspol, deja era o sumă mică pentru un copil. Deci era în jur de 50 de euro pe care ne-i dădeau o lună de lună. Nu știu, pentru întreținere, pentru dulciu, să probabil. Ceva în buzunar, da, acolo, la 13 ani, vă dați seama, să am ceva și un buzunar. Dar primii mei bani mari au fost la vârsta de 17 ani, când am semnat contract profesional cu Shift Raspol. A fost 5.000 de euro mi-a dat directorul clubului. Da, și m-am țat acasă și am dat mamei și am spus, poftim, mama, ia-i. M-am simțit foarte mândru și ei cred că la fel, sper. Și ți-ai cumpărat ceva din primul salariu? Nu, nu. Nu? I-ai lăsat, aici trebuie să-i strângem să fie... Economicos, foarte responsabil, foarte responsabil. Meticulos, Vadim, ca și pe teren, de altfel. Da, nu, chiar nu mi-am luat nimic. Cred că la vârsta aia n-aveam nevoie de nimic, eu mai mult, în afară de minge. Acolo aveam de toate, așa că am zis să dau banii părinților și să facă ei ce vor cu ei. Pașii următori, Vadim, deci deja a început să devii cunoscut, oarecum o certitudine fotbalistică în Republica Moldova. Pașii următori? Pașii următori, pasul cel mai important cred că a fost când am hotărât să vin în România, în Liga a doua, vreau să subliniez asta, pentru că, cum ai spus și tu, deja aveam un nume, eram și la echipa națională, jucam bine, am dat și goluri în Republica Moldova, dar nu cam apărea oferte. Și am hotărât să fac un pas înapoi, zic eu atunci, după aia mi-am schimbat părerea, dar am venit la Chindia, în Liga a doua, și sunt foarte bucuros că am ajuns acolo. Și... Dar cum ai ajuns totuși în România, Liga a doua, totuși un jucător care era cotat acolo, deja tu jucase în echipa națională și totuși ai venit în Liga a doua. Cu ce te-au convins cei de la Chindia? Sau nu, cine să te-a știți adus? Că nu m-au convins, nu am avut un salariu mare, cred că aveam și un salariu mic. A fost vorba decât de dorința mea pentru a schimba ceva și a face performanță, pentru că înțelegeam la un moment dat că am nimerit într-o... Nu știu, să zic eu așa, nu mai progresam. Și aveam nevoie de o schimbare și am hotărât că e timpul să... Hai la Târgoviște! Hai la Târgoviște, da! Îți aduce aminte cum ai fost primit în România de către cei de la Chindia Târgoviște? Da, oamenii de acolo au fost chiar niște oameni super. Domnul Marcelu Ghergu m-a întâlnit foarte bine, m-a susținut tot timpul. Și colegii de la început au mai fost câteva din astea, dar după aia ne-am împrietenit bine și chiar și până în ziua de azi ținem legătura cu ei și prieteni buni. Erau un mas câteva șicane, pentru că știi foarte bine și voi faceți, cred că, la fel cu cei care a venit vin, să-mi ia locul, Alice. La voluntari, de exemplu, nu. Foarte repede se încadrează toți care vin la se adaptează voluntari. Repede. Da, se încadrează repede în colectivul nostru. Suntem toți foarte prietenoși, așa că cine vrea să vină... E binevenit. Da, dar nu e prea bine. Mai e loc, că lot arată foarte bine, Vadim Rață, cu tine acolo, la mijlocul terenului. Rămânem la Chindia și deja evoluțiile tale te-au dus și în Liga 1. Erai om de bază. Și evident că echipa națională se baza pe Vadim Rață, datorită evoluțiilor bune din România. Da, să știți că de la început, datorită... Eu jucam în Liga 1 în România, dar antrenorul pe atunci nu mă vedea la națională. Și convoca mai mulți jucători din Republica Moldova și chiar eram la un moment dat supărat. Ziceam că e imposibil așa ceva, deja joc la un nivel mult mai înalt. Oricum, campionatul României se cotează foarte bine. Și... Eram așa mirat și au pus un pic de presiune presa, țin minte, din Republica Moldova pe antrenor și până la urmă m-a convocat. Și acolo ai rămas. Da, acolo am rămas. Spuneai mai devreme de faptul că la noi în România campionatul totuși este diferit față de cel din Republica Moldova și dacă nu vă întrebăm pe voi, noi așa din părerile pe care le avem și din observațiile pe care putem să le facem, nu știu cât interesează pe cineva. Deci, așa că cei mai buni ambasadori sunteți voi. Care sunt diferențele? Cum vezi tu diferențele dintre cele două campionate? În primul rând, infrastructura. Pentru că noi în Republica Moldova avem decât două stadioane, să zic eu. E stadionul Zimbru și stadionul Shift Tiraspol. Și atât. Cei ce la voi, doar în București, sunt 6-7. E ceva cu totul și cu totul diferit. Condiții de antrenament, iarăși investiții
și aici e legat de salariile fotbaliștilor. Și totul e la un alt nivel foarte mai mare. Poate pot să zic decât că la, da, cum și-am mai zis-o, că la Sheriff Tiraspol și salarii mari și, nu știu, și condiții da. Absolut. Dar restul echipelor, din păcate, suferă. Da, Vadim, din perioada în care tu jucai la Chindia și o făceai foarte bine, datează, nu? Și cel mai important, poate, momentul la echipa națională, golul împotriva Franței, pe care l-ai marcat, era jucătorul Chindiei. Din păcate, acolo golul n-a contat în economia rezultatului, a pierdut cu 2-1, dar a rămas așa o realizare a ta, probabil, cea mai importantă la echipa națională. Da, e cea mai importantă și să știți că golul ăla a fost la prima convocare după pauză despre care vorbeam mai devreme. Adică și a fost și un gol foarte frumos, îmi aduc aminte. Da, nu știu, așa cum v-am zis, sunt mai mult un luptător decât un asta și faptul că am plecat și am urmărit mingea până la capăt, nu știu, m-a răsplătit, cred că și domnul și tot, și am reușit să marchez acel gol. E ceva extraordinar. Bine, acum emoțiile deja s-au mai calmat, dar atunci ce am trăit a fost o perioadă foarte, foarte super. Am primit felicitări din toate părțile. Nu-mi tăcea telefonul o secundă. Îți aduce aminte de un mesaj sau de o urare de încurajare din partea cuiva foarte important pentru tine sau din partea cuiva de la care nici nu te așteptai? Nu, dar vreau să vă zic altceva, pentru că am primit un mesaj de la un om pe care nu-l cunosc. Mi-a scris o felicitare, mi-a zis Vadim din Ucraina, mi-a scris Vadim, vreau să te felicit pentru că ai intrat în liga oamenilor, să zic așa, care au marcat Franței și m-am pus în rând cu Șefcencu și Iarmolenko, jucători foarte, fabuloși, foarte mari. Da. Și mi s-a pus asta așa în cap și zic, bă, într-adevăr, e un lucru foarte mare să dai gol pe Stade de France. Într-o atmosferă fantastică. Fantastică, atunci. Deci fantastică. Cum ți s-a părut în momentul în care ai intrat pe Stade de France? Și pentru cei care știu, stadionul are o formă care are impresia că se prăbușește peste tine. Da, e ceva extraordinar. Este impresionant. La un moment dat, noi am ieșit la încălzire înainte de meci și aveam pusese de balon și au ieșit și francezii și când au început toți spectatorii să-i aplaude, noi ne-am oprit și am început să privim așa pe împărți. Cât de frumos foarte, era, da. Cât de frumos era toți la intonarea imnului. E ceva extraordinar. Nu știu, pentru asta sunt meciurile de fotbal, cred că, făcute. Nu, și cred că pentru orice jucător, nu, consacrarea de plină, Vadim Rață, vine atunci când îmbraci tricoul echipei naționale, nu? Da. Este cel mai important. Și dacă realizare. Mai ai și un rezultat personal favorabil. Și împotriva Franței. Și scuză-mă, jucătorii Franței, pe care eu sunt convinsă că îi urmăreai în campionatele unde jucau fiecare și cu siguranță sunt mai mult decât de admirat. Cred că... Ai văzut pe cineva pe care admirai foarte tare? Ai făcut schimb de tricou? N-au vrut, să știți că n-au Sărim vrut. Sărim cu întrebările aici toată lumea. Să știți că n-au vrut să se schimbă cu tricourile. Nu știu, erau supărați după meci, chiar dacă ne-au bătut 2-1, probabil ei așteptau să facă spectacol cu atâta public cât a venit. Au vrut, nu știu, să ne dea 5-6 goluri, cum se vorbea înainte de meci. Păi vă dați seama că era în teren Mbappé, Griezmann, Kanté, Varane. Dar dacă puteai, al cui tricou luai? Dacă... N'Golo Kanté, e extraordinar, deci n-am mai văzut așa ceva. Încercam la un moment dat să fug mai departe de el ca să pot să joc și eu puțin și oricum stătea tot timpul în spatele meu, cum aveam... Auzeai răsuflarea în spate, da, nu puteai să miști. Cum aveam mingea la picior, cum era în spatele meu. Nu știu câtă forță are să poate să alergi atâta. Incredibil. Ți se părea, aveai emoții sau te simțeai mândru că, uite, ești pentru o parte adversarului? Da, eram mândru, să știți, și mai mândru am fost, vreau să zic asta, pentru că am avut în tribune vreo 3-4 mii de fani din Republica Moldova. Foarte mulți! Paris, foarte da, mulți. Și a făcut și o atmosferă foarte frumoasă, chiar dacă erau 80 de mii de francezi, se auzeau și micii noștri din Republica Moldova. Mai ales așa la golul tău, Vadim. Da, mai ales la golul meu, când tot stadionul a tăcut, ei se auzeau foarte bine și după meci am fost și la ei, erau și ei foarte bucuroși, le-am oferit așa o mică bucurie. Dar pe de altă parte spuneai că presa din Republica Moldova făcea presiuni normale să fii convocat. Acum probabil că după golul ăsta, frumos marcat Franței, când te-ai întors toată lumea pe Vadim Rață, evident. Da, da, am fost luat la întrebări și la interviuri la toate emisiunile, dar... Ce, deja a trecut și momentul ăsta, cum am zis, fac acum 2 ani de când a fost asta, vreau să realizez ceva mult mai mare, dacă o să pot. Se va putea, important, Doamne, că vrei. Și despre finalul emisiunii vreau să-l și întrebăm despre ce e vorba, dar mai avem câteva minute bune. Stăm la jumătatea reprizei. Și, sincer, mie mi se pare că ritmul nostru e foarte bun față de, nu știu, zilele în care mai suntem și noi mai obosiți, mai ninge afară, că na, tot e...
Martie, nu, Alice, dar se simte că deja am urcat la mijlocul terenului. Lucrăm faza ofensivă, ne ducem către poartă. Mai mult spectacol. Mai mult spectacol, dacă... Nu știu ce facem săptămâna viitoare, dar mă țin bine pe poziții. Bun. Ai făcut schimbarea de la Chindia Târgoviște, ai ajuns la FC Voluntari și, așa cum ai spus, această schimbare pentru tine a fost clar un pas înainte, nu-i așa? Și ai spus că îți doreai ceva mai mult. Da, cum am și zis, eu cred că sunt o persoană care când simte că nu mai poate oferi sau se blochează la un moment dat într-o perioadă a carierei, trebuie să schimbe ceva. Așa a fost și la Chindia Târgoviște. Iubesc și eu, nu știu, îi respect foarte mult pe oamenii de acolo, chiar și din oraș. Și soția mea a fost întâlnită foarte bine și eu am fost de toți oamenii din oraș, pentru că e un oraș micuț, dar care iubește foarte mult fotbalul. Dar oricum, cu tot asta am hotărât că e nevoie de o schimbare. Și am zis să vin la FC Voluntari. Da, acum dacă ne poți spune, Igor Armaș preciza că această mutare îi se datorează în mare parte. Evident, prezența lui la Voluntari te-a îndreptat și pe tine. Da, m-a sunat Igor în acea vară. Și impresarul tău, da. Da, Igor, impresarul meu. Și mi-a zis, Vadim, uite așa, vrem să facem o echipă bună. Dacă vrei, pot să vorbesc conducerea, cred că și eu să fie bucuros să te vad aici. Și am zis că Igor, da, de ce nu? Da, să trecem la discuție, am trecut la discuție, am vorbit și cu impresarul meu și am hotărât să vin la FC Voluntari. Pentru că, când am venit eu atunci, așa, după asta așa și am văzut că s-a adeverit, vreau să fac o echipă pentru play-off. Cu asta te-au convins, de fapt? Da, cu asta m-au convins, da. Mi-au zis că o să fie stabilitate din toate punctele de vedere. O să aducă jucători buni ca să facem față frumoasă și să reprezentăm cu brio echipa. Cred că ai intervenit un pic și la tura personală, faptul că totuși, așa cum spuneai, la Târgoviște este un oraș mic, dar foarte primitor și cu oameni foarte calzi, dar la București sunt alte posibilități. Tu, din câte ne-ai spus, tu ai și un copilaș și clar, și pentru familia ta și pentru soția ta e o portiță, o oportunitate. A contat și asta pentru tine? Da, a contat foarte mult, a contat, am vorbit cu ea și ea mi-a zis că da, noi vrem să schimbăm și noi ceva. Și cred că și copilul avea nevoie și el, să zic eu, de ceva nou, chiar dacă e micuț. Bine, în primul rând aveam noi, dar zic și eu așa. A contat foarte mult și pentru ei. Ea se simte bine aici la București. Nu știu, cum ai zis și tu, sunt mai multe oportunități. Poți să mă ieși și la un mall și la o plimbare într-un parc și la o cafenea. E altceva. Altceva și fotbalistic, Vadim, pentru că tu te-ai impus din start. Evident că ai fost adus ca o piesă de bază la FC Voluntari, ai început să joci din prima și ai rămas acolo oarecum neschimbat. La linia de mijloc, Vadim Rață, consecvent titular. Să știți că eu când am venit, n-am simțit că am venit neapărat om de bază, să zic eu. Dar doreai asta, evident. Da, evident. Te impui. Da, evident. Și asta, cum am mai zis, pentru asta și am vrut să fac această schimbare, ca să încep să muncesc mult la antrenament. Ca să progresez. Și am dat tot ce e mai bun, a fost în cantonament în Austria și acolo am reușit câteva meciuri bune și cred că am și bronat poziția mea de mijlocaș. De atunci nu cred că mai dau cuiva. Și doar ce a spus, sunt bineveniți și alții, primim foarte bine, da, la FC Voluntari, dar poziția nu vă dau, da. Adică puteți să veniți, ne distrăm, totul, suntem prieteni, dar... Toți în afară de mijlocași. A, ești ok cu ceilalți, nu e nicio problemă, poziția mea să fie sigură. Și eu, Igor Armaș și impresarul, dacă spunem mai aducem pe cineva, aducem, dar nu mijlocaș central, orice post. Nu trebuie să vorbesc cu Igor neapărat pe tema asta. Uite, vezi, la un moment dat, cred că trebuie să-i chemăm Ionel pe amândoi, ca să vedem... Da, să facă niște pase aici, luăm și exact, ninja. Și o dezbatere, știi? Și luăm și pe Mihai Popa să ne gătească ceva, pentru că am înțeles că e pasionat. Da? A zis că face ceva dacă echipa merge în play-off. Ce prietenie e asta între voi dacă nu știți despre pasiunile voastre? Chiar pasiunea asta lui n-am știut-o. Știi că ne spunea Igor Armaș că în Suedia, unde am jucat, el spunea că acolo nimeni, dar nimeni nu era prieten cu celălalt. Adică fiecare venea la antrenament, pleca foarte acasă. Foarte regi. Foarte regi, foarte distanți, foarte corecți de altfel. Dar bine, la noi, pentru că nu a fost ziua lui Budescu, de exemplu, nu Vadim Rață, ai participat evident și tu, la noi este altceva. Probabil că și la Târgoviște se întâmplau evenimente de genul ăsta, mese împreună cu toți colegii, nu? Da, ieșiri, da, împreună. Și uite, chiar vreau să te întreb, aveam o curiozitate în zona asta, ai spus de diferențele, ok, de campionat, de infrastructură, detalii tehnice, dar oamenii ți s-au părut diferiți în România sau aveai alte așteptări când ai venit aici? Nu, sincer să fiu, nu. Chiar ca mentalitate, ca gândire, suntem aproape.
zic eu că a fost foarte ușor pentru mine să vin. Mi-am acomodat din prima clipă foarte, foarte bine. Până a venit în România, nu am avut posibilitatea să călătoresc mult prin țară, prin România, așa că când am venit aici cu soția, primul lucru ce am făcut, am fost la toate locurile frumoase pe care le aveți și am mai declarat-o și în alte interviuri că chiar aveți o țară frumoasă și e frumos să stai aici în România. Da, dar ne întoarcem la meseria ta, Vadim. Aici, la FC Voluntari, ai început să și marchezi. Tu parcă fugeai de gol, măcar la începuturi. Aici, deja ai devenit un obișnuit al golului și la acest moment ești principalul marcator. Dacă ne vine să credem, Alice, Vadim Rață. Da. Nu știu, asta cred că e datorită mai mult lui Mister, pentru că mi-a găsit o poziție mult mai în față decât ce jucam eu la Chindia Târgoviște. Și dacă nu țin minte, bine, în primul meci cu Dinamo am reușit să marchez primul gol și am mai avut și eu o fază importantă pe care am ratat-o. Și după aia parcă așa, mi-a dat un suflu. Și... adică se poate. Da, se poate. De ce să nu dau și eu mai multe goluri dacă se poate? Și a ieșit bine deocamdată. Lei pâinea atacanților, Vadim? Dacă e pentru echipă, e bine, nu? Da, dacă e pentru echipă. El a spus doar că locul nu și-l dă. Acum ce să facă? Deci dacă poate să contribuie. Da, până la urmă suntem un colectiv, dar oricum fiecare, mă dați seama, vrea mai mult de la cariera lui personal, așa că eu sunt bucuros ce am realizat până acum. Și ca echipă și ca individual. Da, individual. Îmi pare ceva special. Vadim Rață, care marca 7 goluri în acest sezon, îi pasează lui Budescu, care marchează cu capul. Adică... Da, mi-a zis și Budi direct pe teren. Mi-a zis, vezi că ăsta cred că e a doilea meu gol cu capul de toată vremea când joc eu fotbal. Da, mi-a zis mulțumesc și am continuat mai departe meciul. Dar tu cu capul ai marcat, Vadim, până acum? Boare? Stai că l-am băgat cu Dinamo, primul gol. Da, gol cu capul. Gol cu capul, primul meu gol la Voluntari. Cu capul, da. Și cu capul. Ca să vezi. Păi, suntem super bine și pe metafore și pe tot, dar spuneai și n-am putut să nu remarc faptul că de fiecare vreau mai mult de la mine, îmi doresc și mai mult. Dacă simt că nu mai am ce oferi, conștientizez și clar trebuie să muncesc suplimentar. Clar te gândești la viitor. Și cum sună viitorul pentru tine, Vadim Rață? Da, eu am 28 de ani acum și eu cred că e o perioadă fotbalistică la mine acum în care trebuie să cresc și mai mult și să încerc să fac un pas înainte. Pentru că eu vreau, cel mai important pentru mine, vreau să joc la un nivel cât mai înalt și să savurez fotbalul adevărat. În tot ce e legat, mai ales am văzut ce se întâmplă pe Stade de France, cum am vorbit înainte, așa că... Asta vreau să te întreb, experimentând ce ai văzut acolo, clar îți dă un alt suflu și o altă motivație. Da, vă dați seama, oamenii acolo joacă fotbal doar din plăcere, nu mai au din plăcere pasiunea, adrenalină, ei nu mai au nevoie să se gândească la salarii, la toate cei ce e legat de... Dar grijile financiare. Da, în afara fotbalului, ei se gândesc doar la fotbal și primesc plăcere. Asta vreau și eu, să mă gândesc doar la fotbal, să stau liniștit în plan. Și în ce țară te-ai vedea? Sau unde te-ai vedea? Sau unde ți-ar plăcea? Nu știu, sincer. Germania, îmi place foarte mult campionatul. Belgia, la fel, se joacă un fotbal foarte frumos. Am văzut că... Mai mult fizic. Da, am văzut că mulți jucători din România pleacă acum în Polonia. Deci tot un campionat fizic și puternic, unde se aleargă mult și interesant și... Și din punct de vedere financiar, mult mai ofertant. Mult mai ofertant, da. Asta cred că contează și asta, evident, dar da, iată... Da, e important. Vadim Rață, elogiile, dacă ăsta e termen, nu curg la adresa ta și chiar mă uitam că Mihai Stoica, managerul de la FCSB, te considera revelația acestui campionat la nivel de primă ligă. Este o opinie pertinentă din partea unui cunoscător, fără doar și poate, managerul unei echipe puternice din România. Sincer să fiu, eu nu am văzut, eu nu cam citesc presa, să fiu sincer. De ce? Dar, te marchează oarecum? Nu, cred că am așa mult timp eu pentru să mai citesc și presa. Da, o citesc, nu pot să zic că nu. Dar n-am văzut știrea asta și am venit la antrenament și mi-a zis cine din băieți, nu mai țin minte, ai văzut ce a zis despre tine? Am rămas puțin așa surprins, dar plăcut. Pentru că era o părere fotbalistică foarte argumentată, datorită faptului că tu la Voluntari și grație lui Liviu Ciobotariu ai schimbat puțin poziția din teren, probabil că ai mai multă libertate în fața porții adverse, vin și golurile, nu? Pentru că tu la Târgoviște jucai puțin mai retras, îți făceai treaba de mijlocaș defensiv aici,
avansezi bine în ofensivă și marcă și goluri. Și normal că atunci privirile către tine se îndreaptă așa mai des. Așa este și vreau să și mă laud puțin că odată cu golurile n-a scăzut și capacitatea fizică pe care și efortul fizic pe care îl fac eu pe teren. Deci noi avem o statistică pe care o primim după fiecare meci și acolo se vede cât de mult îmi doresc eu și cât de mult alerg eu pe teren ca să obțin aceste rezultate. Dacă, deci ai avut, dacă ai avut vreun moment în care ai simțit așa vreun val de modestie și n-ai simțit nevoia să te lauzi, să știi că noi de asta suntem aici. Eu asta am zis de fiecare dată. Noi suntem aici să ne lăudăm, că de aia, uite, acolo pe burtiera de sub căpșorul meu scrie poveste de campion, ca să ne lăudăm pentru că avem cu ce. Deci nu te simți de nicio modestie bine, că... M-am lăudat și eu atunci puțin. E o vorbă, ți-o zic mai târziu, dintr-un film celebru. Da, mai și păstrăm, Vadim, pentru că tu mai ai multe evoluții de... Da, așa este. Ne, Ionel, că suntem aici în febrela. Dar rămânem realiști, Alice, pentru că, iată, obiectivul nu este îndeplinit. Iar aș vrea să-l întreb pe Vadim, pentru că a jucat aseară cu cei de la CFR. Și... Cum e campioana în teren? Cum arată o campioană, Vadim? Campioana chiar e campioană, să zic așa, o adevărată campioană. Mi-a plăcut foarte mult echipa CFR, m-a impresionat. Jucători puternici, tehnici, tactic, stau foarte bine. Eu zic că o să ia și anul ăsta campionatul ușor. E o echipă foarte bună, ne-a mai impresionat și pe mine. Vorbeam și după meci cu băieții, au zis că și ei sunt impresionați. Nu știu, chiar, nu știu, bravo Dan Petrescu, ce să zic, nu știu. Da, o echipă bună. Și dacă lăsăm un pic fotbalul deoparte, mai avem doar câteva minute și vrem să vorbim și despre omul Vadim Rață și nu despre sportivul Vadim Rață. Cum îți petreci timpul liber? Cum arată o zi din viața ta când nu este doar despre fotbal? Da, acum timpul liber, din păcate nu cam l-am, cum am mai zis, am un copil mic, un an și 3 luni, așa că tot timpul meu este legat de el. Îl plimbi, Vadim, iei căruciorul când poți? Păi vă dați seama că soția mea e foarte obosită acum și... Trebuie să-i lași timp pentru ea, bravo, felicitări. Și ies eu de multe ori. Facem schimbare. Da, merg la plimbare în parc cu el, chiar îmi iese foarte bine, zic eu, sunt un tătic bun. Bravo, felicitări. L-ai vedea să-l îndrum către o carieră în fotbal? Acum dă-i deja cu piciorul minge. Nici nu ne așteptam la altceva. Stângul sau dreptul? Cu ambele. Wow, deja trebuie să ne ocupăm serios. Cred că se bagă Igor Armaș la capitolul ăsta. Îi place foarte mult. Nu știu, nu i-am dat-o eu, nu singur. Bine, eu am cumpărat câteva minci și le-am pus acolo la toate jucăriile, dar eu singur și le-a luat. L-a îndemnat totuși puțin, da, puțin, așa, puțin. Subtil. Da, dar o să vedem ce o să aleagă el în viața asta, o să aleagă. Eu nu o să pun presiune pe el, că hai, fă-te fotbalist. Dar uite, Vadim, dacă noi voi, părinții tăi veneau foarte des și te sprijineau, soția, îi place fotbalul. Evident că datorită legăturii cu tine s-au obișnuit, dar vine la meciuri când poate acum, dacă e copilul mic, mai da, greu. Da, venea la meciuri când nu era copil, venea aproximativ toate meciurile. Acolo, și acum Vadim, e și frig și trebuie să protejezi. Da, cred că de acum, la un moment dat, ce se va încălzi, exact. O să vină și cu ăla mic la stadion. Deci crește numărul de suporteri la echipa noastră. Da. Chiar că număr de suporteri acum și părinții și cel mic și soția, felicitări pentru că ai o familie frumoasă și să fie fericiți și, de fapt, să fiți fericiți împreună, e ca să e cel mai important. Și cu toate astea, ceva, o pasiune a ta personală extra fotbal avem? O pasiune? Nu pot să zic că am așa o pasiune extra fotbal. Cred că sunt concentrat 100% la fotbal. Poate asta e și minusul meu. Da, dar așa, ce mă mai distrag eu e să citesc o carte. Cam atât, să privim un film seara când îl adormim pe Robert și atât. Mai mult, chiar nu am pasiuni și nu am hobby. Dar Vadim, internaționalul Vadim Rață, superstiții, pentru că fiecare jucător care ajunge la un nivel înalt... Uite cât de superstiții am uitat! Bravo, Ionel! Trebuia puncte pentru tine! Superstiții, e punctul meu forte. Da, ce inspirat am fost! Da, deci... Pune-le pe masă sau auzim, facem o listă. Prima, încalț tot timpul gheata pe piciorul stâng. Intru cu piciorul drept pe teren. Ce am făcut cu o seară înainte de meci, dacă a ieșit bine. Se repetă, trecut, da? Se repetă, identic. Nu știu, la refacere stau același timp de minute pe care l-am stat și înainte de asta. Deci am foarte mult. Foarte meticulos, adică, da. Da. Nu știu cât e de bine sau rău, dar am superstiții. Și dacă n-a ieșit bine partida anterioară, înainte de următoarea, faci totul pe dos? Trebuie să le schimb, da. Trebuie să le schimb neapărat, nu faci neapărat pe dos, adică încep să mănânci cina și după aia, știi, după aia prânzul și seara micul dejun. Nu.
gurmand așa, Vadim Rață, ai anumite, știu eu, preferințe gastronomice? Noi căutăm un sponsor pe bucătărie și de aia mă întrebăm în stânga, în dreapta, să vedem cine vrea să ni se alăture. Da, da, eu îmi place să mănânc, să mănânc gustos în primul rând. Ultimul timp mă axez mai mult pe pește și pe fructele de mare. Și chiar dacă mănânc o bucată de carne, neapărat să fie vită sau... Bine, nu neapărat, dar... Ceva mai calitate. Da, mai calitate. Dar oricum, Victoria trebuie să ai cel mai mare gust. Cel mai important gust. Exact. Ai întrebat cu ce facem, de stăm, vorbim o oră. Uite că timpul nostru a ajuns la final foarte rapid. Îmi pare rău ca de fiecare dată. Mulțumesc, dragilor, că ați fost lângă mine astăzi. Dar asta este. Ne vedem și mâine tot de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV.